Mi-aduc aminte că Biblia spune că poporul Domnului în anumite situații a stat înaintea Domnului de dimineață până seara. Și mă întreb cât de istoviți or fi fost ei, implicându-se emoțional, spiritual și fizic, să stea înaintea Domnului toată ziua. Cu siguranță era cald acolo și n-aveau aer condiționat și nici scaune, pentru că erau pe câmp deschis. În seara aceasta, fanfare, orchestre, coruri, formații, de dimineață până seara, au răsunat în cinstea Domnului. Pereții aceștia vor fi martori într-o zi de faptul că am plecat de acasă cu scopul să venim înaintea Lui și să ne închinăm. Și atmosfera aceasta ne va binecuvânta sau într-o zi va mărturisi împotriva noastră dacă nu ne vom pocăi. Dumnezeu să binecuvinteze poporul acesta. Amin. Înainte să vă ocupați locurile, scumpii mei, vă invit să deschideți Evanghelia lui Dumnezeu în Noul Testament, în cartea cu numărul 1, scrisă de Pavel, Bisericii din Tesalonic, capitolul 4. Citim versetele de la 14 până la 17. 1 Tesalonicen 4, versetele de la 14 la 17. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Biblia spune că Zaharia, la rândul cetei lui, a intrat în templul ca să tămâieze, să slujească, să lucreze. Și de când ne-am întâlnit de la ora 9 până imediat ce vom încheia serviciul divin, fiecare dintre noi am stat înaintea lui Dumnezeu și am slujit într-un fel sau în altul. A fost o zi plină, plină de entuziasm, a fost o zi cu așteptări mari, a fost o zi pentru care formațiile au dedicat mult timp de repetiție, a fost o zi pe care am pregătit-o cum am știut mai bine cu resursele noastre omenești ajutați de Duhul lui Dumnezeu. Suntem aproape să încheiem prasnicul nostru și sunt sigur că alături de mine și dumneavoastră aveți o anumită măsură de epuizare, de oboseală, să zicem, cel puțin fizică, pentru că Duhul este plin de râfnă. Vrea să coboare cerul în noi și între noi, dar trăim într-un trup care se istovește, care are limite. Predica aceasta este ultima predică de Paște între cele patru care au fost rostite astăzi, de fapt trei au fost, cea de-a patra urmează. Și în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră lecția simplă a credinței în Dumnezeu și să spun că în învierea Domnului Iisus Hristos credința are un rol important. Și predica mea se intitulează Rolul credinței în învierea Domnului. Sărbătoarea Domnului pe care noi o celebrăm astăzi ne oferă posibilitatea să înțelegem de ce a fost necesar, dar și suficient, să vină pe planeta albastră din slavă Dumnezeu întrupat în om, să moară, să învieze și să revină la cer prin ceea ce noi numim fenomenul înălțării. Aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu gândul acesta pe care vreau să-l dezvolt în această ultimă predică a prasnicul învierii Domnului, rolul credinței în învierea Domnului. Și primul lucru pe care vreau să-l așez în fața dumneavoastră este credința în necesitatea Mântuitorului. Istoria rasei umane pe pământ prezintă creatura răzvrătită împotriva Creatorului. Diavolul care l-a instigat pe om să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu prin neascultare a folosit și continuă să folosească două mari minciuni. Prima dintre ele,
este faptul că păcatul este permis. El a venit la Adam și mai apoi la Eva și a încercat să le explice faptul că dacă vor trece dincolo de porunca lui Dumnezeu, nu vor exista penalizări, nu vor fi pedepsiți. Biblia spune lucrul acesta doar în câteva versete, dar eu sunt sigur că acolo a fost un proces destul de lung. Cartea aceasta însă cuprinde toate timpurile și nu este foarte groasă. Tocmai de aceea, ani, zeci sau uneori sute, dacă nu chiar mii, sunt puși într-un verset sau două. Primul lucru pe care diavolul a venit și l-a așezat sub forma unei îndoieli, sub forma unei suspiciuni, a fost faptul că păcatul este permis. Diavolul a mințit că omul care va păcătui nu va muri, așa cum a spus Dumnezeu. Dumnezeu a proclamat, spunând, în momentul în care nu vei asculta, asta se va numi păcat. Și în momentul în care vei păcătui, vei muri. Diavolul a venit peste Dumnezeu și a sugerat primilor oameni că nu vor muri dacă vor păcătui. Adică, păcatul nu are consecințe și păcatul este tolerat. Realitatea însă a confirmat că Dumnezeu a avut dreptate și diavolul a mințit în momentul în care primii oameni au încălcat consemnul, porunca de fidelitate și au mâncat din fructul oprit. Prin păcat, omul a pierdut imunitatea cerească, devenind subordonat diavolului, dependent de păcat și condamnat la moarte eternă. Au apărut aceste trei instanțe în viața lui. Dintr-o dată, diavolul a făcut parte din viața lui, păcatul a făcut parte din viața lui și moartea a făcut parte din viața lui, începând cu primul om care a murit, Abel. Cea de-a doua minciună pe care diavolul a prezentat-o este: pocăința este inutilă. Păcatul este permis, nu mori dacă păcătuiești, și doi, pocăința este inutilă. Omul care se pocăiește nu va putea să-și restaureze relația cu Dumnezeu, a spus diavolul. Nu va putea să învieze, așa cum a spus Dumnezeu. Însă realitatea învierii Domnului Iisus Hristos a confirmat că Dumnezeu din nou a avut dreptate și diavolul din nou a mințit, pentru că Biblia îl prezintă ca pe tatăl minciunii. Pocăința este moartea față de păcat și aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru păcatul omului. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că cei doi oameni numiți tâlhari, infractori, încălcători de lege, care au fost răstigniți împreună cu Mântuitorul pe dealul Golgota, unul în stânga și altul în dreapta, amândoi au avut un anumit raport cu păcatul. Biblia ne spune despre unul că era mort în păcat și despre celălalt că era mort față de păcat. Această mică diferență este de fapt diferența între oamenii care vor merge în iad și între oamenii care vor merge în rai. Toți oamenii sunt morți în păcat, dar pentru acești oameni a venit Iisus și a murit în locul lor, plătind datoria în fața lui Dumnezeu judecătorul. Și atunci oamenii aceștia s-au căit de păcatele lor, au crezut în lucrarea regeneratoare, mântuitoare a Domnului Iisus și au luat decizia să nu mai păcătuiască. Au profitat de harul pe care l-au primit de la Iisus să li se ierte trecutul până la clipa prezentă și au hotărât că de la clipa prezentă până în clipa morții nu vor mai păcătui și ei au murit față de păcat. Ei au acceptat să devină insensibili la ispită, la tentații și instincte primare. Ei au acceptat să nu mai aibă sensibilitate față de păcat și să nu se mai lasă atrași de păcat. Ei au murit față de păcat. Așa cum un mort nu mai miroase nimic prăjit, nimic care te face să ai apă în gură, pentru că e mort și este insensibil. Tot la fel, o categorie de oameni care au acceptat prin credință și pocăință să se împace cu Dumnezeu,
să devină mântuiți și să se nască din nou. Oamenii aceștia, care erau morți în păcat, au luat decizia să-și schimbe viața. Au ieșit din păcat și au devenit morți față de păcat. Și păcatul nu mai este în ei, păcatul nu-i mai subordonează, păcatul nu mai hotărăște ce fac ei și păcatul nu-i mai robește, păcatul nu mai locuiește în ei și păcatul nu mai poate să-i ajungă. Ei au devenit independenți de păcat, ei trăiesc departe de păcat, ei se feresc de păcat și ei urăsc păcatul. Slăvit să fie Domnul! Soluția lui Dumnezeu pentru păcat este pocăința. Soluția lui Dumnezeu pentru moarte este învierea. Marile noastre probleme sunt păcatul și moartea. Pentru amândouă, Dumnezeu are soluții. Pentru păcat, soluția lui Dumnezeu este pocăința. Și pentru moarte, soluția lui Dumnezeu este învierea. Dacă ești un om păcătos, dacă nu te poți lăsa de vicii, dacă te-ai obișnuit să trăiești în păcat și conștiința, pentru că este adormită sau moartă, nu mai zice nimic și se subordonează păcatului și diavolului ca un rob cu minte și supus, unui stăpân nemilos de culoare neagră, care este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul oamenilor. Dacă ești un astfel de om, Dumnezeu are următoarea soluție pentru viața dumitale: pocăiește-te. În clipa în care îți vei pune mâinile pe piept, în clipa în care moartea va veni să-și ceară tributul, pentru că plata păcatului este moartea, nu doar moartea fizică, ci în primul rând moartea spirituală și apoi moartea eternă în iad, atunci soluția lui Dumnezeu este învierea. Dar învierea aceasta urmează pocăinței și nașterii din nou. Dacă n-ai simțit niciodată fiorul pocăinței, dacă n-ai experimentat niciodată harul mântuirii, dacă n-ai simțit niciodată regenerarea nașterii din nou, învierea niciodată nu va fi o experiență pe care o vei avea. Dumnezeu te avertizează astăzi, când ești în capul oaselor, când ești conștient și cu mintea întreagă, când mai poți să iei decizii, când te mai poți pocăi în fața lui Dumnezeu, pentru ca în vremea în care nu vei mai putea să schimbi nimic, nici în bine, nici în rău, să se ridice triumfătorul care a înviat din morți și prin puterea pe care Dumnezeu l-a înviat pe el mai întâi, să ne învieze și pe noi mai apoi, pe fiecare la rândul cetei lui. Este nevoie de un mântuitor, pentru că diavolul are două minciuni. Cu prima, murdărește sufletele oamenilor. Ne creștem copiii și încercăm să-i disciplinăm și să-i educăm. Încercăm să-i aducem la biserică, să-i dăm la școli de calitate. Suntem exigenți cu ei ca să iasă din ei oameni de calitate. Îi învățăm să vorbească frumos, să se roage, să citească Biblia, să fie politicoși, să spună te rog frumos și mulțumesc. Și când ajung în lumea aceasta, făcând parte din ea la școală sau la serviciu, sufletul lor este asediat și terorizat de diavolul, care are următorul mesaj: dacă păcătuiești, nu se întâmplă nimic. Nu vei muri. Și în momentul în care copiii noștri neîncercați ascultă tentanta invitație și diavolul pătrunde în sufletul lor prin păcat și prin neascultare, moartea pune stăpânire peste ei. Și atunci judecata și mânia lui Dumnezeu este în așteptare peste sufletele lor. Și când ei strigă disperați, înfășurați de păcat, robiți de puterea acestuia, diavolul vine cu a doua minciună și le spune: nu mai există soluție pentru tine. Pocăința este inutilă. Păcatul este permis și dacă îl experimentezi și devii robul lui, diavolul vine cu a doua minciună: pocăința este inutilă. Nu schimbă nimic. Învierea nu există. Nu vei avea parte de ea. Și omul, luându-i se speranța, luându-i se aerul, fiind descurajat și frustrat, aducându-i se acest mesaj negativ, omul nu mai are nicio speranță. Se complace în stilul lui de viață, se resemnează în fața sorții, nu mai are putere să creadă în Iisus, în Dumnezeu, în Biblie, în rugăciune, în biserică,
Își continuă stilul de viață mulțumindu-se măcar cu păcatele trupești, cu stilul acesta de viață destrăbălat din lume, unde mai are și el câte o aventură cu care își mai îndulcește viața, mai scapă în alcool, în droguri sau în tot felul de destrăbălări, ca să se mai răcorească de la nenorocirile care îl asediază și le expun la un stil de viață insuportabil. Și diavolul triumfă, pentru că oamenii trăiesc în necunoștință, iar necunoștința conduce la necredință. După cum? Cunoștința conduce la credință. Scriptura spune, prin cunoștința Scripturilor, prin auzirea Evangheliei vine credința, după cum prin ignoranță vine necredința și continuă necredința. A fost nevoie de Mântuitor, dar Mântuitorul acesta este suficient. Biblia ne spune că moartea este plata păcatului, este consecința păcatului omenesc, însă învierea este consecința sau răsplata încrederii în Dumnezeu. Citesc din 1 Corinteni 15, 21 și 22. Dacă moartea a venit prin om, respectiv Adam, primul om, tot prin om, respectiv Iisus Hristos, al doilea om, a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dacă păcatul ne-a coborât în moarte, învierea ne va ridica în slavă. Dacă păcatul ne-a coborât în moarte, pocăința ne va ridica din păcat, iar învierea ne va ridica din moarte. Pocăința ne ridică din păcat. Este șansa mea. Este șansa noastră. Este harul lui Dumnezeu. Pocăința ne ridică din păcat. Din robia aceasta, din dependența aceasta, în care sunt cuprinși 7 miliarde de muritori. Însă din moarte ne ridică învierea. Exact învierea pe care a experimentat-o Iisus Hristos, mărețul rege. Puterea lui Dumnezeu s-a dezlănțuit acolo. Erau 16 soldați încercați ai Imperiului Roman. Era o piatră uriașă de aproximativ 2 tone. Era sigiliul roman de care cineva s-ar fi atins, ar fi fost omorât fără să mai fie judecat. Și puterea lui Dumnezeu a aruncat pietricica la o parte. Moartea pur și simplu a fost aruncată afară și viața din nou a intrat în corpul lui Iisus, dar nu în corpul uman. Și exact cum se va întâmpla cu cei care au murit în Hristos în ziua răpirii, a învierii, în trupurile acestea vom învia noi. Exact în trupurile acestea. Dar vor fi îndumnezeite. Revenirea la viață va fi făcută într-un trup de slavă, așa spune Scriptura. Ei bine, exact puterea care a lucrat atunci se va repeta și va lucra din nou. Exact cum Hristos a fost ridicat din moarte, noi vom fi înviați și ridicați din moarte. Pentru aceasta însă este nevoie de credință. Trebuie să ne asumăm că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate și El are resurse ca să le împlinească. Trebuie să ne asumăm că Dumnezeu a vorbit serios, că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui ca să se împlinească și noi suntem beneficiarii promisiunilor lui Dumnezeu. Prin pocăință ne ridicăm din păcat și păcatul rămâne în urma noastră și noi care am fost morți în păcat, am devenit morți față de păcat. Cine fuma nu mai fumează, cine trăia în alcool nu mai bea alcool. Cine mințea, fura și făcea alte lucruri, nu mai face lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu a spus prin Petru, destul că până acum ați făcut așa și așa, destul. Acum sunteți niște oameni noi, acum gândiți-vă la lucrurile de sus, acum umblați după lucrurile de sus, acum dați trupurile voastre ca o jertfă vie, ca să fie pentru onoarea Stăpânului care a murit și a înviat pentru voi. Hristos a fost un exemplu în moarte. Și noi trebuie să murim, dar față de păcat. Și Hristos a fost un exemplu în înviere. Și noi vom învia la rândul cetei noastre. Noi trebuie să credem că Dumnezeu are resurse ca să repete istoria petrecută cu Iisus, cu fiecare copil al lui Dumnezeu, regenerat și născut din nou. Lăudat să fie Domnul! Ai credința aceasta? Amin! Ai credința aceasta? Este puternică în sufletul dumitale! Trebuie să fie puternică, altfel vei trăi terorizat că mor de tânăr, altfel vei trăi terorizat că mor sărac, altfel vei trăi terorizat că n-ai siguranța mântuirii. Trebuie neapărat să crezi, să crezi puternic și asta te va ridica deasupra problemelor, te va ridica deasupra resurselor limitate,
Te va ridica deasupra diagnosticelor insuportabile, de neauzit. Dacă crezi că promisiunea lui Dumnezeu, care s-a petrecut cu Iisus, se va repeta cu dumneata, vei fi deasupra tuturor neputințelor omenești. Dar nu în mod fizic, ci prin credință. Iar credința va deveni canalul prin care puterea lui Dumnezeu se va activa, pentru că ea este potențială în măsură nelimitată. Ea este potențială în măsură nelimitată. Dar ea pur și simplu se va aprinde și se va activa prin credința noastră. Să credeți, poporul Domnului. Dumnezeu a promis și se ține de cuvânt. Exact cum a promis că Iisus va muri și a murit, că va învia și a înviat, că va veni Duhul Sfânt și a venit și că se va înălța Domnul Iisus și s-a înălțat. Tot la fel, Domnul Iisus, care a promis, cuvântul lui se va împlini cu fiecare dintre noi. Este nevoie de credință pentru înviere. Rolul credinței în învierea Domnului. Lucrurile spirituale nu pot fi înțelese decât prin credință. Iar credința vine în urma auzirii sau citirii cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L citim nu ca pe o corvoadă, adică ca pe o muncă silnică, grea, insuportabilă, ci trebuie să-L citim pentru că în felul acesta el se transformă în credință în inima noastră. Devenim puternici în credință. Dacă ești slab în credință, citește un capitol din Biblie pe zi. Dacă ești foarte slab în credință, citește două capitole pe zi. Dacă ești prea slab în credință, citește trei capitole pe zi. Și dacă nu se întâmplă nimic, ridică-te în adunare și spune: frate păstor, vreau să vorbesc. Aici în public, nu mai aștept până la adunarea generală. Am citit trei capitole pe zi și nu s-a întâmplat nimic. Biblia spune, credința vine în urma auzirii și, zic eu, evident, a citirii, o altă metodă de a înghiți cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare dilemă a existenței umane este moartea. O dilemă pe care omul nu o poate depăși, de aceea soluția lui Dumnezeu pentru moarte este învierea. Nu vă temeți de moarte, oricum într-o zi vom muri. Nu vă temeți de moarte, oricum într-o zi vom învia. Nu vă temeți de moarte, că oricum înviem. Nu știu cât o să stăm morți, adormiți, în așteptare, dar într-o zi, trupul acesta, chiar dacă nu va mai avea carne pe el, pentru că materia asta se va identifica cu țărâna din care a luat Dumnezeu într-o zi ca să mă dăltuiască după arhitectura Tatălui, se va rezidi la clipeală într-un trup de slavă și pur și simplu se va ridica din mormânt. Cine are credința aceasta va avea nădejde și motivație să-L urmeze pe Domnul. Nu va fi un om frustrat, nu va fi o victimă a soarții, a imperialiștilor, a guvernelor, a băncilor, nici de cum se va ridica deasupra acestor probleme. Credința te face victorios. Credința te face un posesor al binecuvântărilor lui Iisus Hristos. Prin credință. Nu te mai plânge toată ziua, crede doar. Asta nu înseamnă că nu te vor durea durerile cu care te confrunți. Asta înseamnă doar că resursele celui care a promis că va fi lângă dumneata întotdeauna vor fi mai mari decât nenorocirea, durerea și suferința cu care te confrunți. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint, dincolo de credința în necesitatea Mântuitorului, este credința în natura Mântuitorului. Prezența și lucrarea lui Hristos în lumea umană pentru aproximativ 33-34 de ani a fost marcată de miracole. Viața niciunui alt om n-a fost marcată de miracole asemenea vieții și activității Domnului Iisus Hristos. O să numesc câteva dintre ele, pe cele mai reprezentative. Primul, simplitatea întrupării. În această simplitate există măreția lui Dumnezeu. El s-a întrupat prin Maria și lucrul acesta s-a întâmplat o singură dată în istoria Universului. Pe lângă simplitatea întrupării este suferința răstignirii. Hristos a suferit, El a plătit pentru noi. Noi primim mântuirea în dar, noi nu o plătim, dar El a plătit-o. E ca și cum eu văd că Gianni are o uriașă nevoie
de împlinirea căreia depinde viața lui, și eu, pentru că am resurse, mă duc, plătesc și apoi vin și îi spun: poftim. Ce trebuie să fac? Nimic. Iau în dar. El nu plătește, că o primește cadou, dar eu am plătit-o când am cumpărat-o. El n-a plătit-o că n-a avut cu ce, dar eu am plătit-o pentru că am avut resurse. Hristos a plătit mântuirea suferind pe Golgota. Știți că oamenii l-au scuipat? Când eram copil, neavând părinți care să mă apere, uneori prietenii mei, fiind doi sau trei, având părinții foarte autoritari, profitau de vulnerabilitatea mea, de faptul că n-aveam frați, n-aveam surori, n-avea cine să mă apere, și oricine era mai mare decât mine trebuia să accept să primesc bătaie, iar cine era mai mic trebuia să accept să primesc bătaie, că fiind mai mic eu îl puteam bate, dar după aceea venea cu cineva mai mare, cu fratele lui, cu tatăl lui, și eu nu puteam să îl bat nici pe cel mare și nici pe cel mic. Uneori am fost scuipat. Este foarte umilitor să te scui pe cineva. Este un gest aproape de limita putinței. Este unul dintre cele mai umilitoare gesturi între doi oameni. Dumnezeu, care a făcut cu mâna lui universul și minunea asta de ființă umană, a fost scuipat în față. A fost bătut ca cineva care nu se poate apăra. L-au tras de păr, de barbă. L-au rănit, era plin de sânge. Și a suportat toate astea numai ca să poată încheia, numai să poată cumpăra ce urma să-mi dea în dar. A știut că fără asta mă duc în iad. Și de acolo nu mai mă scoate nimeni, nici un popă, nici o religie, nici o filozofie, nici un merit. De aceea a terminat misiunea de a procura mântuirea, plătind atât de greu pentru ea. Suferința răstignirii, prin suferință pe Golgota, în locul omului păcătos, Hristos a demonstrat cât de grav e păcatul înaintea lui Dumnezeu. Atât de grav a fost păcatul înaintea lui Dumnezeu, încât Tatăl s-a uitat la Dumnezeu Tatăl, s-a uitat la Dumnezeu Fiul, care avea o natură de 100% de Dumnezeu și o natură de 100% de om, s-a uitat la El. Cum toți oamenii s-au ridicat împotriva lui și l-au batjocorit ca pe cel mai vulnerabil om de pe pământ. Și pur și simplu și el s-a îndepărtat. Și Hristos efectiv rămas singur și față de lumea spirituală. A spus: Tată, pentru ce mă părăsești? Pentru că ți-ai asumat misiunea să te încarci cu păcatul oamenilor. Atât de grav a fost păcatul în fața lui Dumnezeu. Și noi mințim, glumim, vulgar, ne permitem tot felul de glume și spunem: ai, ce mare filozofie! Ce mare filozofie! Ascultă-mă! Când te auzi spunând asta, îmi dau seama că ești departe de împărăția lui Dumnezeu foarte mult. Apostolul Pavel spune următorul lucru: să nu existe lăcomie de avere. Asta este egală cu curvia. Așa spune Biblia. Lăcomie de avere. Lăcomie de avere. Nu avere, nu bani, iubire de bani. Nu avere, lăcomie de avere. Și el enumere păcate care astăzi au devenit tolerante. Glume proaste. Ați auzit glume proaste de la oameni care vin în biserică? Ați observat miștocari care ne încântă cu umorul lor? Ați auzit? Frații mei, atunci când privim Evanghelia așa cum este ea scrisă, dintr-o dată realizăm că noi suntem niște ființe foarte vinovate și nu ne putem permite să ne ridicăm capul înaintea Domnului. Mi s-a părut ca un ghimpe în inimă mesajul fratelui David de dimineață, o aplicație practică. Când vorbea despre permisivitatea umană în ignoranța și în mândria prostească și necontrolată, când ne simțim egal cu Dumnezeu, El nu mai este împărat și noi robi, ci pur și simplu suntem egali. Când venim în casa lui Dumnezeu și se vede mândria asta, miroase, se vede în îmbrăcăminte, se vede în vocabular: hai, bună ziua! Hristos n-a spus bună ziua, Hristos a spus pace, nu vă spune asta nimic? Poate vezi ce ești îngust, ok, sunt îngust, fii dumneata echilibrat. Hristos, când a salutat, a spus pace, pace. De ce nu se salută creștinii secolului 21 cu pace?
Îmi vei spune, suntem în America. Dar în America, jumătate din Biblie e valabilă? Îmi vei spune, lucrurile astea nu sunt importante, ascultă-mă! Dacă un lucru din Biblie nu e important pentru dumneata, mâine toată Biblia nu va fi importantă. Când îți permiți să o minți pe mama, îți permiți și să o jignești și să o lovești fizic. Dacă ai început, vei termina. Nu numai simplitatea întrupării sau suferința răstignirii, ci și slava învierii este un reper miraculos din viața și activitatea Domnului Iisus Hristos. Observați că prin înviere Hristos a dovedit faptul că soluția lui Dumnezeu pentru moarte este învierea și este posibilă. Am 50 de ani și una dintre marile probleme ale oamenilor de după 50 de ani este procesul îmbătrânirii. Tot felul de creme, de alifii, de buruieni, de ceaiuri, de diete, de... Ori de câte ori mă întâlnesc cu cineva de vârsta mea, nu mai putem să vorbim absolut nimic decât de ce spor să facem să nu ni se încovoaie arterele, ce spor să facem să nu ni se transforme sângele în cheaguri și să ne prăpădim, ce să mâncăm, de care verdețuri, de care fructe. Am terminat cu cârnații, cu slănina, nu mai mâncăm nimic din ce ne place. În România n-am mâncat că n-am avut, aici nu mănânc că n-am voie. Aproape că am venit degeaba în America. Marea problemă, marele complex al oamenilor de după 50 de ani e faptul că mor. Hristos vine și spune următorul lucru, am o soluție pentru faptul că mor. Nu o să opresc îmbătrânirea, nu o să opresc că-ți mai cade un dinte, un ochi, o ureche, un genunchi, nu o să opresc asta, este normal, e o consecință a păcatului pe care l-ai băut ca pe apă. Însă, pentru lucrul ăsta de care te temi și de care ți-e groază, de care tremuri, ți-ai dat sufletul din tine să nu mori, să descopere elixirul tinereții. Pentru asta eu am o soluție. Te voi învia. Oricum, nu poți să trăiești nici o secundă mai mult decât vrea Dumnezeu. Să fie clar. Nici o secundă nu poți să trăiești mai mult decât ți-a dat cel de sus. Scriptura ne spune că eram în pântece la mama și ne concepeam, creșteam în fiecare zi căpătând formă. Și atunci el a pus un număr de zile. Așa spune Scriptura. A rânduit zilele fiecăruia dintre noi. E adevărat că spre sfârșitul vieții zilele astea le poți trăi în picioare, mai sănătos un pic, sau le poți trăi culcat, pentru că depinde un pic și de noi, dar nu să trăim mai mult o zi sau două, ci ultimile zile să le trăim un pic mai sănătoși decât altfel. Frații mei dragi, Biblia spune că soluția lui Dumnezeu pentru moarte este învierea. Și învierea Domnului Iisus din mormânt demonstrează că puterea și autoritatea lui Dumnezeu deasupra oricărui fenomen, inclusiv moartea, este așa de mare încât Dumnezeu poate să schimbe moartea în înviere. De aceea este nevoie de credință, să crezi că Dumnezeu poate și să crezi că Dumnezeu vrea. Iată rolul credinței în înviere. Asumă-ți că Dumnezeu a promis și că Dumnezeu are demnitate să se țină de cuvânt, crede promisiunea lui Dumnezeu, trăiește în acord cu ea și așteaptă-te să se întâmple ce a promis El. Nu se va face de rușine, pentru că El e Dumnezeu lăudat să fie Domnul. El e Dumnezeu lăudat să fie Domnul. El e Dumnezeu lăudat să fie Domnul. În al treilea rând, aș vrea să spun despre credința în acțiunile învierii. Prin faptul că a păcătuit omul a ajuns în conflict cu legea lui Dumnezeu, dar și cu consecințele legii lui Dumnezeu. Priviți, diavolul are putere asupra omului prin acuzația pe care o face cu privire la păcatul adamic și cu privire la păcatele pe care omul le face. Un singur păcat pe care un om îl face în viață, diavolul vine și îl acuză în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să accepte că omul acesta nu poate sta în prezența lui. Diavolul are putere prin faptul că acuză. El ne tentează, el ne ispitește, el ne întinde curse să păcătuim și apoi ne acuză în fața lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu îl obligă să accepte că diavolul are dreptate și că noi suntem incompatibili a sta în prezența lui. Și atunci ne separăm de Dumnezeu, ne izolăm de Dumnezeu și trăim într-o singurătate ucigătoare, care se numește blestem. Diavolul are autoritate asupra omului prin faptul că omul a păcătuit. Apoi,
Păcatul are putere asupra omului prin faptul că îl stăpânește. Uitați-vă la noi, ne trezim de dimineață, suntem așa de bine intenționați, avem multe răni pe care le-am strâns trecând prin viață. Ca oameni, părinți, soți, muncitori, credincioși, avem o grămadă de răni. Fiecare le poartă în secretul inimii lui. În spatele la fiecare cravată și costum există răni adânci, diferite ale mele de ale dumitale. Unul e rănit într-un fel, altul e rănit în altul. Cei mai bogați oameni de pe pământ au rănile lor și suferințele lor și crucea lor. Ei bine, dar când ne trezim de dimineață bine intenționați, nici nu deschidem ochii bine și nici nu se pornește computerul acesta automat, că vine ispita să păcătuim. Ori prin vorbă, ori prin văz, ori prin gânduri, ori prin fapte, ori prin comiteri, ori prin omiteri. Și pur și simplu începe lupta. Fiecare zi de viață este o zi de luptă. Am stat de multe ori prin natura slujbei mele la căpătuiul multor oameni bătrâni. Și una dintre afirmațiile care s-au repetat aproape de fiecare dată a fost următoarea: am obosit să mai mă lupt pentru nimic. Vreau să plec acasă. Și pur și simplu se ruga să vină Domnul și să pună capăt la zvârcolirea în trupul acesta, care pur și simplu omul duhovnicesc trăiește în chirie, în rent, la cel mai mare dușman al lui, omul firesc. Și acești doi oameni, de fapt, sunt două părți dintr-un singur om. Jumătate alb, jumătate negru și jumătate albă trebuie să o biruiască, să o învingă întotdeauna pe cealaltă neagră. Și e un război pe viață și pe moarte. De când deschizi ochii până închizi seara, fiecare zi de viață este o zi de luptă. Bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, la orchestră sau în corul de fete, fiecare zi este o zi de luptă. Fiecare zi de viață este o zi de luptă. Să nu minți, să nu furi, să nu deschizi computerul unde nu trebuie. Mama îți cere să-i spui adevărul, dar dacă îi spui adevărul, ea se supără, pentru că ai făcut ceva ce o supără. Și tu atunci, preferând să nu o superi pe mama, să-l superi pe Dumnezeu, ți se pare mai acceptabil. Și spui o minciună. Și Dumnezeu stă în cer și spune: ce fel de caracter ai? De ce îți permiți să mă minți? Crezi că eu sunt mai insensibil decât mama ta? Nu știi că eu te iubesc mai mult decât ea? De ce trebuie să accepți să mă superi pe mine și nu pe ea? De fapt, de ce trebuie să ne superi pe unul dintre noi? Fiecare zi de viață e o zi de luptă. Uneori minimalizăm vinovăția noastră mințind, găsind, inventând circumstanțe atenuante. Păi e adevărat că am făcut asta, dar am făcut-o din cauza fratelui cutare. De parcă fratele cutare e în mintea mea, sau în gura mea, sau în inima mea, sau în mâna mea. Cine face? Lui își face? El face, n-are nimeni nicio vină. Că sunt circumstanțe care ne atrag, astea, de astea nu scăpăm niciodată. Dar cum ne atrage binele, ne atrage și răul și invers. Prin moarte și înviere, Hristos l-a înlocuit pe omul păcătos, l-a eliberat de sub robia diavolului, l-a eliberat de sub robia păcatului și l-a eliberat de sub robia morții. Ascultați-mă, frați și surori, Hristos a zdrobit puterea diavolului. De aceea Biblia ne spune: împotriviți-vă lui tare în credință, că nu mai are putere pentru voi. Eu i-am frânt puterea. Nu mai are sabie, e frântă în două. I-am tocit-o. Vrea să taie și nu mai taie. Ați încercat vreodată să tăiați ceva și cuțitul să nu fie ascuțit? V-ați ispitit vreodată cu un cuțit neascuțit? Așa se întâmplă cu diavolul. Dumnezeu i-a luat puterea. Și pentru un om duhovnicesc soluția e simplă: împotrivește-te tare în credință, nu în gură, nu în pum, nu în mușchi, nu în bani, nu. Termină cu lucrurile astea, că ajunge că în trecut numai cu astea te-ai fudulit. Acum tare în credință împotrivește-te. Doar în credință să fii tare și prin credința aceasta tare să te împotrivești. Așa spune Biblia. Hristos l-a frânt pe diavolul pentru noi. Nu vă mai speriați de el. Frați și surori, nu vă mai speriați de întuneric. Întunericul e doar absența luminii, dar este aceeași cameră, e aceeași stradă, e același oraș. Nu vă mai speriați de întuneric, nu e nicio problemă. Întuneric nu înseamnă diavol și duh rele, nici vorbă. Nu vă mai speriați de diavolul, nu.
Nu vă mai speriați de duhuri rele, nu au nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Dacă puterea morții și învierii lui Iisus este în viața noastră, de noi nu se poate atinge. Lăudat să fie Domnul! Hristos a biruit păcatul și Hristos a biruit moartea. Cei trei dușmani de care în fața cărora tremurăm de fapt, sunt biruiți prin moartea și învierea lui Iisus. De aceea trebuie să credem în înviere. Crezând în înviere, suntem în fața unui diavol fără putere, în fața păcatelor față de care suntem liberi, noi am murit față de ele, nu ne mai miroase atractiv. Înainte să mă pocăiesc, am fost fumător. Și când miroseam pe cineva fumând sau vedeam pe cineva fumând, imediat îmi aprindeam și eu o țigare. Acum, dacă dau de fum de țigare, de miros de țigare, tușesc și trebuie să plec de acolo. Prefer să stau afară în frig, dar nu pot să stau într-o încăpere unde se fumează. Ei, e un exemplu al nesuportării păcatului. Nu-l mai suporți. Nu puteai trăi fără el până acum. Dar acum, pur și simplu, nu mai poți trăi în aceeași cameră cu el. Ai murit față de păcat. Nu vă mai fie frică de moarte, de păcat și de diavolul. Pentru că moartea și învierea lui Hristos le-a zdrobit. Trebuie doar să credem lucrurile acestea și potențialitatea resurselor infinite ale lui Dumnezeu se vor activa pentru oameni ca noi. Închei. Efectul credinței în înviere. Am ajuns la textul pe care l-am citit și afirm faptul că credința în întruparea, credința în moartea și credința în învierea Domnului Iisus Hristos au consecințe personale. Au efecte personale, au implicații personale, dar și eterne. Uitați ce spune Biblia. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, la pachet credem că la revenirea sa și noi vom învia. Regula e următoarea. Cine crede în învierea lui Iisus, trebuie să creadă și în învierea credincioșilor săi. Așa spune Biblia. Condiționat, cine crede în învierea lui Iisus trebuie să creadă la pachet și faptul că credincioșii, cei care au crezut în jertfa și în învierea Domnului Iisus, vor fi înviați și ei. De aceea e nevoie de credință, pentru că e un lucru pe care nu ne-l putem însuși printr-o altă metodă omenească decât prin credință. Cine crede în învierea Domnului va crede și în învierea credincioșilor săi și în învierea lui personală. Învierea lui Iisus este o garanție a învierii tuturor credincioșilor. Priviți, la înviere, putrezirea provocată de păcat va fi schimbată în neputrezire. Cum? Nu știu. Dar așa va fi. Că e prin credință, de-aia nu știu. Dacă era prin logică, mă duceam la școală și învățam. Dar nu e prin logică, e prin credință. Așa spune Biblia. Uitați ce spune Biblia. 1 Corinteni 15:42. Așa este și învierea morților. Trupul semănat în putrezire înviază în neputrezire. Nu putem opri procesul putrezirii, al descompunerii, dar să știți că această putrezire se va transforma în neputrezire. Dumnezeu se va ocupa de procesul ăsta chimic. Slavă Domnului! Mai mult de atât, la înviere rușinea provocată de păcat va fi schimbată în slavă. Este semănat în ocară și înviază în slavă. La înviere, spune Biblia, neputința provocată de păcat va fi schimbată în putere. Așa spune cuvântul. La înviere, natura firească, provocată de păcat, va fi transformată într-o natură duhovnicească. Toate astea pe cheltuiala Domnului Iisus Hristos. Trebuie să credem în asta. Nu vă faceți probleme cum înviază morții, că nu-i treaba noastră cum înviază morții. Credeți doar atât, înviază și atât. Înviază și gata. Hai să rezolvăm problema asta. Înviază și gata, amin, fraților? Lăsăm în grija Domnului problema asta sau vreți să ne o asumăm noi? Nu! Credeți că Domnul face lucrul ăsta? Amin! Punem lucrul acesta în mâna Lui? Amin! Rolul credinței în înviere. Domnul va transforma putrezirea în neputrezire, rușinea în slavă, neputința în putere și natura asta firească, firea pământească pe care o numim noi astăzi și ne creează atâta probleme, o va transforma în slavă. Vom fi ca îngerii lui Dumnezeu. Au venit saducheii care nu cred în înviere și au spus așa: omul ăsta a avut o nevastă, a murit și nevasta lui după legea Vechiului Testament s-a dus la frate său ca să facă urmaș și a murit și ăla și ea s-a mutat la un alt frate. Acum ea a avut 3 bărbați. În împărăția lui Dumnezeu a cui nevastă va fi? Și Domnul spune: vă rătăciți
nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, în cer, oamenii nu se mai însoară, bă, fraților. Nu mai fac copii, nu mai există spitale, nu mai există algocalmin și alte medicamente. Zice Biblia, vom fi ca îngeri. Ați văzut vreodată un înger cu o mână ruptă? Ați văzut vreodată un înger care are guturai sau îl doare în gât? Ați văzut vreodată un înger cu un copil de mână? În cer nu ne confruntăm cu peisajul ăsta. Așa e la noi și noi nu putem gândi dincolo de experiența noastră. Dar noi vom fi ca îngerii. Lăsați-L pe Dumnezeu să ne facă așa. Dar ca să ne facă așa trebuie să ne pocăim. Că dacă nu ieșim din păcat prin pocăință, nu vom ieși nici din moarte prin înviere. Condiționat. Fraților, dacă noi nu ieșim prin pocăință personală din păcat, Dumnezeu nu ne va scoate din moarte prin înviere. Noi activăm potențialitatea harului de a ne scoate prin înviere din moarte, prin faptul că noi prin propria pocăință ieșim din păcat. E treaba noastră să ne pocăim ca să ieșim din păcat și e treaba Lui ca să ne învieze ieșind din moarte. Am ajuns la încheiere și în loc de încheiere spun faptul că Domnul Iisus Hristos în Scriptură a spus care este rolul credinței. El a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Asta e învățătura Domnului Iisus despre rolul credinței în înviere. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Deci nu poți să scapi de viață, fii liniștit. De viață nu poți să scapi. Chiar dacă vine moartea o perioadă, tot vei trăi. Și acum trebuie să spun ceva foarte greu de auzit. Să știți că învierea nu va fi numai pentru cei credincioși. Învierea va fi și pentru cei necredincioși. Numai că timpul și locul unde vor petrece veșnicia este diferit. Cei credincioși vor învia pentru viață veșnică în rai, în prezența lui Dumnezeu, și cei necredincioși vor învia pentru moarte veșnică în iad. Dacă așa stau lucrurile, care este atitudinea unui om la prasnicul învierii Domnului în anul 2013? Am ascultat multe predici, am petrecut foarte mult timp la adunare, aș vrea să mă opresc pentru ca să nu vă pierd pe toți și să vă invit înainte să plecăm acasă să ne rugăm lui Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta să fie așa, Doamne, cel mai rău este când nu poți să dai vina pe nimeni. E bine când poți să dai vina pe cineva. Adam a scăpat, a spus, ia, mi-ai dat-o, Doamne, m-a prăpădit, m-a nenorocit. Ea spune, Doamne, l-ai lăsat să intre în grădină pe șarpe, bărbatul meu n-a păzit grădina, că doar lui ai spus să păzească grădina. A venit ăsta de pe câmp, s-a târât, el nu l-a văzut, a ajuns la mine, eu n-am fost pregătită. M-a păcălit și uite că am păcătuit. Cel mai ușor este când ai pe cineva pe care să dai vina. Dar e rău când n-ai vina, n-ai posibilitatea să dai vina pe nimeni. Cum am putea noi să dăm vina pe Dumnezeu pentru că nu a făcut ceva ce trebuia să facă ca noi să ne pocăim și prin pocăință să ieșim din păcat? A murit Iisus Hristos pentru păcat? A murit. A înviat Iisus Hristos din moarte? A înviat. A coborât Duhul lui Dumnezeu în inimile credincioșilor? A coborât. Avem noi Evanghelia aceasta în mână, pe masă și în casă? O avem. Avem niște predicatori cu mintea ascuțită, călăuziți de Domnul, care despică firul în patru și taie și fulgeră spunându-ne care este voia lui Dumnezeu? Avem. Avem formații care ne ridică pur și simplu de pe bancă? Avem. Fraților, pe cine o să dăm vina? Fraților, pe cine dăm vina? Fraților, pe cine dăm vina? Nu avem pe cine să dăm vina și mulțumim lui Dumnezeu că nu va fi nevoie să dăm vina pe cineva. Pentru că astăzi noi ne reînnoim angajamentul în fața lui Dumnezeu la prasnicul învierii Domnului Iisus din anul 2013. Am făcut asta și anul trecut. Acum suntem cu un an mai bogați în experiență. Și fiecare în taina inimii, rugăciunea personală, indiferent că va avea glasul tare sau se va ruga în taina sufletului lui, va veni înaintea Domnului și va spune, Doamne, eu sunt micuțul acela care te urmează. Sunt și eu un muritor care am făcut legământ cu tine prin jertfă și mi-e rușine de multe lucruri, Doamne.
Știu că ce nu trebuia să fac, mai mi-a scăpat și am mai făcut. Dar acum reînnoiesc angajamentul. Știu că ce trebuia să fac, am fost ca leneș și nu prea am făcut. Că știi, Doamne, dar astăzi îmi reînnoiesc angajamentul. Fratele meu drag, vrei să-ți reînnoiești angajamentul? Uite-te la Iisus, cu câtă pasiune și-a încheiat misiunea. Și la sfârșit a spus, tetelestai, misiune îndeplinită. Mă uit la mine, mă uit la dumneata și mă întreb, vom putea să spunem și noi misiune îndeplinită? Sau când vine moartea, mai dăm, Doamne, o zi să mă pocăiesc. Nu mi-a ajuns 50 de ani și mai am nevoie de o zi? Păi 5 ori 365 câte zile fac? Vă chem la rugăciune, poporul Domnului. Vă rog, încercați să vă smuciți din această neputință, din această rutină, din această oboseală și haideți să ne rugăm Domnului. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Lăudați!